se întâmplă în săptămâna 8? În săptămâna 8 este perioada în care embrionul de mărimea unei frăguțe începe să se miște în uter și este posibil să înceapă grețurile de dimineață. Și nu numai. Este absolut normal. Uterul se mărește până ajunge de dimensiunea unui grapefruit. Creșterea nu e semnificativă dacă privești din exterior, având în vedere că în starea ta normală uterul nu este mai mare decât un pumn. Ce se întâmplă cu bebelușul tău în săptămâna 8? În săptămâna 8 de sarcină, bebelușul a trecut de la dimensiunea de afină la dimensiunea unei cireșe. Acum bebelușul are buze, nas și ploape. Începe să semene mai puțin cu un mormoloc, mai mult cu un reptilian, dar cu tente umane. Degetele de la picioare încep să se vadă, se pot observa forma buzei superioare, vârful proeminent al nasului și ploapele mici și subțiri. Viața din interiorul tău își face simțită prezența și, deși nu sesizezi, bebelușul începe să facă tot mai multe mișcări spontane, iar inima îi bate incredibil de tare, undeva pe la 150-170 bătăi pe minut, cam de două ori mai rapid decât a ta. Ușor, ușor, uterul se mărește miraculos, iar volumul lichidului amniotic crește. Toate pentru a crea micuțului tău chiriaș un spațiu potrivit dezvoltării. Ce se întâmplă cu corpul tău de viitoare mămică? O perioadă greu tolerat pentru doamne, pentru că în săptămâna 8 începem să luăm în greutate. Nu foarte mult, dar sesizabil, cu preponderență în zona abdomenului și a sânului. Asta pentru că uterul, în mod normal, cum am spus, are dimensiunea unui pumn, dar în acest punct al sarcinii are dimensiunea unui grapefruit mare. În această perioadă este posibil să înceapă cunoscutul rău de dimineață, specific femeilor însărcinate. Pentru liniștea voastră voi menționa că aproximativ 75% din femeile însărcinate experimentează aceste simptome, iar normalitatea asta ar putea să te ajute, măcar moral, să faci față cu brio acestei perioade. Mai ales că după săptămânile 12 și 13 de sarcină, răul acesta se va reduce considerabil. Schimbările acestea sunt cauzate de nivelul crescut de beta-HCG, hormonul de sarcină și a estrogenului, care circulă în corp, dar și de la relaxarea mușchilor din tractul digestiv, făcând digestia puțin mai eficientă, din cauza creșterii celuilalt hormon de sarcină și anume progesteron. Totodată este posibil să experimentezi dureri de cap în această perioadă a sarcinii. Discută cu medicul tău despre calmantele pe care le poți lua, astfel încât să nu conțină substanțe care să dăuneze bebelușului tău. Ca și sfat, încearcă să mănânci mai puțin și des. Ajută-ți corpul, mai ales că urmează să apare arsurile obișnuite și o să-ți prindă bine aceste mese dese. În final, amintește-ți că răul de dimineață este un semn că aveți o sarcină normală. Fructele sunt cele care te vor ajuta să scapi de grețuri și îți vor aduce cea mai dulce recompensă plină de vitamine și substanțe nutritive pentru tine și viitorul tău bebeluș.